Mami, mami, vreau un cățeluș. Mitică, este o responsabilitate prea mare. Și în plus, deja l-avem pe Iulian. Ce-ai spus? Câinii nu vorbesc, ar trebui să-l latri. Nu vreau, ne. Îți dau upgrade la calculator? Ham! Bravo, cuțu bun. V-am zis eu că avem deja câine. Dar nu-mi place câinele ăsta, eu vreau unul pufos. Ăla nu mai e câine deja. Dacă vrei ceva pufos, uite pe bunica ta. Adică ce vrei să zici? E un compliment. Ești pufoasă ca o oaie. Ai zis oaie? Cu minte, Iulian, cu minte. Nici așa nu e bine, eu vreau unul că el, câinele merge în patru labuțe. În cazul ăsta l-avem pe bunicu, că el când iese din baie, mereu se tărăște în patru labe. Mă tărăsc ca să nu mă nimerească inamicii. Am învățat asta în război, în caz că trag după mine. Mami, ia-mi un cățeluș, te rog. Dar nu poți să ai grijă de el, costă bani să întreții un câine. Îl dăm afară pe tata din casă. Ce? Cu toate că îmi surâde ideea, nu putem. Ah, mersi, dragă, și eu te iubesc. Nu de alta, dar puținii bani pe care îi aduce în casă, toți sunt bani. Aha, deci mă ții pentru bani. Și eu te iubesc. Mie îmi convine. Of, bine, deci rămânem fără câine. Ți-l dau pe al meu, nu mai pune bot. Iulian nu e bun ca și câine, face pipi în pat. Exact ca un câine. Hei! Ba nu, câinele meu ar fi dresat. De parcă ai ști tu să dresezi un câine. Știu eu, ați uitat că am fost crescut de lupi sălbatici. Ei m-au dresat pe mine. A da, dar cum ai putea să dresezi un câine? Important e să-i promiți lucruri ca să facă ce zici tu. Da, nu înțeleg. Fii atent aici. Iulian. Da, bunicule. Rostogol. Dar nu vreau, eu nu sunt câine. Și acum e momentul să aplicăm tehnica. Iulian, dacă te dai rostogol, îți dau 5 lei. Ah, super, păi de ce mi-ai zis așa de la început? Vezi, măi, mitică, ce ușor e. Wow, ce tare. Iulian, dă lăbuța. Doamne, dar ce vestos de mă credeți câine. Acum că iar nu te ascultă, dă-i ceva. O să dea el pe braț de sigur. Dacă dai lăbuța, îți dau un pumn în cap. Ha-ha, nu sunt fraierul tău, mitică. Mami, vreau câine. Iulian nu-i câine destul. Îl fac eu să fie, doar nu luăm câine. Iulian, dă-i lăbuța, că vezi făcălețul ăsta. Gata, mami, adică... Ham. Ce tare, hai că până la urmă cred că îl păstrăm pe Iulian ca și câine. Da, oare ce nume să-i punem? Iulian, pentru că așa mă cheamă. Nu-mi place, Grivei. Of, ce amintiri. Grivei îl cheamă pe câinele meu din război. Ai avut câine? Oh, și încă ce câine. Era un erou, doamne, ce amintiri. Ce drăguț, ce făceați? Oh, mi-amintesc că urlam împreună la lună. Ce amintiri, parcă a fost ieri. Ce tare, Iulian, adică Grivei, diseară urlăm și noi la lună. Mâncam oase împreună, ce bune erau. Asta încă faci. Alergam pisici în parcuri. Ce tare, dar vreau și pisica acum, vreau una ca să o alerge Grivei. Of, repet, Nitica, eu nu sunt câinele tău. Adică, ham. Păi și bunicule, acum de ce nu mai e câine? A murit săracul. Îmi pare rău, cum? Știu că am prins era cu o grenadă și se pare că chiar a prins-o. Ce tare, mai ai o grenadă să mă joc și eu cu Grivei? Da, îți aduc acum. Fără arme de foc în casă și nimic explozibil. Și atunci cu ce mă joc te-a prins elea cu Grivei al meu? Aruncă-i altceva. Știu. Prinde. Hei, nu i-ai prins, vreau câine adevărat. Iulian, de ce nu i-ai prins? Gata, știți ceva? Faceți ce vreți, eu nu mai sunt fraierici și nici câine. Una din două, tot ești. Nu ai cum să negi asta. Ha. Bunicule, vezi că ai să-mi dai 5 lei. Pentru? Că m-am rostogolit mai devreme. S-o crezi tu? Îți dau unul ăsta dacă vrei. Vedeți acum, de asta nu mai fac eu pe câinele. Pentru că de fapt nu primesc nimic. Te-ai supărat? Vrei să-i scot în parc ca să te simți mai bine? Măi, acum că zici să știi că mi-ar prinde bine să mă relaxez puțin cu o plimbare în parc. Ah, super! Mami, adu-mi lesa. Nu lesă, nu sunt câine. O plimbare normală ca oamenii. Da, câinele ăsta s-a stricat. Nu trebuie altul. Serios acum, mitică, este o responsabilitate prea mare. Și bunicul e o responsabilitate mare și ne descurcăm cu el. Mai bine iei copilul lui un câine. Și ai tu grijă de el? Deja am de el. Îmi ajunge câte am pe cap. Cineva trebuie să aibă grijă de el. Eu am atâtea de făcut. Atâtea ce? Cum adică? Cine crezi că face curățenie în casa asta? Crezi că se face singură? Pot să am eu grijă de câine. Ei, mersi, tată. Și cum exact o să faci tu asta? Îl învăț fotbal. O să am coechipier. Adică o să stați ca doi puturoși pe canapea.
A, păi o să-l strigi tata așa, că o să fie și el fotbalist. Nu vreți cumva un câine robot? Vă pot da eu comandă. Roboți! Ni să n-aud. Am distrus destui de ăștia în război. Chiar și pe planeta mea a avut loc un război cu roboți. Ăștia sunt programați să fie ascultători și nu au nevoie de mâncare. Și latră? Și vorbește, face ce vrei tu. Mai tare decât un câine, vreau unul. Fără roboți în casă. Aia nu, aia nu, dar ce avem voie în casa asta să facem? Îți cumpără mama un cățeluș de pluș. Ce să fac cu un cățeluș de pluș? Să te joci cum mă jucam eu cu plușurile când eram micuță. Ești mică. Ba nu, am crescut. Te jucai cu plușurile anul trecut. Asta înseamnă că am crescut încă un an. Ah, da. Aici tu dreptate, o dată în viață. Mitică, vreau să-ți fac o surpriză. Îmi plac surprizele. Ce este? Dacă vine de la tatăl tău, sigur nu-i de bine. Ce zici dacă ți-aduc un gândac de companie? Ce tare! Nici să-l aud! O să rămână în casă și o să mulțească. Și mai mulți gândaci? Ce tare vreau asta, tată! Bine, gata, fiule. Când mai merg la muncă, când o să merg, o să-ți aduc unul. Oh, iu, ce ușurare! Tu nu mergi niciodată la muncă. Of, păi după mami rămânem fără animale. Of, dar nu-mi place să-l văd deloc pe Mitică trist. Mitică nepoate, nu mai fi trist. Sunt, că eu chiar vroiam un câine. Știi vorba aia, câinele care latră nu mușcă. Da, o știu. Ce treabă are vorba asta în momentul de față? Nimic, doar întrebam dacă o știe. Sper că nu-i apropo la mine că vorbesc prea mult. Ce-am mă, toate femeile din casa asta, de ele cred că este vorba numai despre ele. M-ai făcut femeie? Păi nu asta ești. A, da, așa e. Aproape că am uitat. Bătrânețea, știu cum e să uiți. Să ce? N-am auzit bine. Să ce? Nu mai știu ce ziceam. Nici dacă ai ști, nu ai ști. Oh, m-ați pierdut? Am o idee. Hai să-i luăm lui Mitică un câine extraterestru. Yes! Mamă, cum să susții așa ceva? Nu e suficient cât avem pe tine ca extraterestru? Dar eu nu înțeleg, cu ce e mai special un câine extraterestru? Nu are păr, nu are pârici. Nu își face nevoile, nu trebuie să mănânce și nici măcar nu latră. Te rog, mami, uite, e câinele perfect. Trebuie plimbat. Nu, deci e ca bunicul. Hai să nu exagerăm, el mănâncă mult. Și când își face nevoile, e jale. Și are purici. Și mai și latră în urechea mea toată ziua. Scuzați-mă că sunt perfect. Aducem câine extraterestru sau nu? Da. Știi, măi, Mitică, nu te prepi. Cred că are el nevoie de ceva, simt asta, ia. Mai spune-ne despre câine. Are nevoie de un singur lucru. De ce are nevoie? Că îi dau eu, mă ofer. Seara se transpune într-un corp uman și umblă peste tot. Ce tare! Vreau să fiu câine. Adică stai așa. El se transformă în tine și se dă drept tine? Nu! Îți intră în corp când dorm și pur și simplu te controlează. O să fiu ziua Mitică și noaptea supererou. Ce tare! Nu! Nu intră nimeni în corpurile noastre. Mami, dar gândește-te ce tare ar fi dacă ar intra în bunicul. L-am vedea pe bunicul alergând. E pretențioasă rasa asta de câine. Nu cred că ar intra în el. Nici nu l-aș lăsa și pot să alerg și singur. Ai pânze de pajă la picioare de când ai mai alergat. L-am surprins eu odată alergând, să știți că are dreptate. Pe bune. Da, e ziua când am mâncat de dimineață fasole, la prânz fasole și seara fasole. Doamne, că l-am văzut alergând, n-am văzut viteză așa în viața mea. Ce să facem? Când viața te cheamă, nu poți să întârzi. Viața bunicului e WC-ul. V-ați prins? Gata, s-a rezolvat problema. Fără câine extraterestru. Dar mami, vreau câine. Iulian! Da? De acum încolo nu mai există da în vocabularul tău. Latri până-i trece lui Mitică de câine. Ham, ham. Yay! Și-a revenit Grivei. Ham, ham. Ha 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 ha